Apocalipsa, capitolul 11, primele două versete, versetul 1 și 2, un cuvânt scurt, un mesaj scurt, după timpul care mi-a rămas la dispoziție în această seară, pentru că am avut o zi bogată astăzi. Și vom medita la acest pasaj. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Amin. Dumneavoastră care sunteți obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea cu studii și cercetări profetice în Biserica Emanuel, știți foarte bine că acest pasaj este unul cu privire la vremurile cele mai de pe urmă. Este un pasaj biblic care vorbește despre existența celui al treilea templu. Și acesta va funcționa în timpul numit profetic al necazului celui mare. Necaz care va dura 7 ani de zile. În prima parte a necazului, timp de 42 de luni, 1260 de zile, templul va funcționa fără să fie stingerit de nimeni și de nimic. Și funcționarea lui va fi politic discutată garanția păcii în Orientul Mijlociu și în lume. După 3 ani și jumătate, se va împlini cuvântul pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a spus și pe care l-a revelat și lui Daniel când a zis, când veți vedea urăciunea pustiirii în locul preasfânt, atunci să fugiți la munte, să priviți în sus, că izbăvirea voastră este aproape. Și a vrut să spună Domnul, când a vorbit lui Daniel și când Iisus Hristos citează lucrul acesta pe care El l-a revelat lui Daniel, este intrarea lui Anticrist, după ce, fiind mincinos și înșelător, sămânța diavolului, va rupe legământul de pace de 7 ani de zile pe care l-a semnat cu Israel, exact la mijlocul celor 7 ani. Și când va rupe acest legământ, El va intra în templul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Va intra în templul lui Dumnezeu, se va ridica mai presus de orice se cheamă Dumnezeu și va pretinde închinare. Aceasta este urăciunea pustiirii în locul preasfânt. Când El va pretinde că este Mesia, este Dumnezeu, va intra în locul preasfânt unde numai Dumnezeu se coboară în rânduiala de închinare pentru Israel și va cere lui Israel și lumii întregi să îi se închine și să-L recunoască ca Dumnezeu. Va face un pact cu lumea întreagă și fiecare individual, pentru că mulți, de exemplu, m-au întrebat în zilele acestea, m-au întrebat în România, unde este printre primele țări din lume care au introdus pașaportul biometric cu semnul fiarei bunoare, cu 666. Cu toate datele de la ochi, de la retină, de la amprentă, ADN-ul, toate datele pe pașaport. Și și-au pus oamenii această întrebare pentru că Biserica Ortodoxă, am apreciat lucrul acesta, a luat atitudine față de hotărârea guvernului să aibă un astfel de pașaport. Și mi-au zis, este acesta semnul sfârșitului, primim semnul fiarei? Este un drum spre semnul sfârșitului, spre vremea sfârșitului, însă chiar dacă cineva ar avea, să zicem acum, la nivel național, un imprint electronic care funcționează pe bază de computer, să citească pe mână sau pe frunte, lucrul acesta nu este împlinirea finală. Împlinirea finală va avea loc atunci când fiecare individ care va rămâne pe pământ va trebui să se prezinte în fața unei comisii patronată de diavolul, de anticrist, și în fața acestei comisii se declare anticrist este Dumnezeul meu. Nu face această declarație ca și când spui Iisus Hristos este Domnul meu. El va pretinde același lucru.
Și cine va spune anticrist? Nu va spune anticrist, va spune el este Domnul meu, Dumnezeul meu, acela va avea dreptul să vândă, să cumpere în perioada aceea de necaz, acela, persoana aceea, nu va mai intra niciodată în împărăția lui Dumnezeu, așa spune cartea Domnului. La ora actuală suntem foarte aproape de reconstruirea celui de-al treilea templu. Premierul Benjamin Netanyahu a avut în agenda lui politică unul din aceste gânduri, să facă tot ce stă în putere să construiască cel de-al treilea templu. La ora actuală, când eu vă vorbesc, deja s-a pus, au început săpăturile pentru un templu la dimensiunile reale care l-a avut Solomon și Irod, nu în Ierusalim, la aproximativ 30 de kilometri de Ierusalim. Acolo se construiește, la ora aceasta în care vă vorbesc, a început săptămâna trecută, un templu după dimensiunile reale, deci o replică reală a templului lui Solomon și a templului lui Irod, pentru ca în acest templu replică, reproducere, să se facă pregătiri în vederea instruirii preoților pentru viitoarele sacrificii care vor fi la templul din Ierusalim. Deci suntem tot mai aproape de acest moment, suntem o generație extraordinară pentru că Dumnezeu ne-a făcut să ne naștem și să trăim în aceste vremuri din urmă când a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos este atât de aproape. N-am să vă vorbesc despre profeții în răstimpul care mi-a rămas la îndemână, ci am să vă vorbesc despre un aspect practic pe care îl vedeți aici în pasajul pe care l-am citit, îl vedem împreună, în special în versetul 1. Și îl voi prezenta acest practic într-un scurt mesaj pe care l-am intitulat Interesat în templul său. Interesat în templul său. Și templul lui suntem noi. Dumnezeu este interesat în templul său. Templul lui ești tu, pentru că tu ești templul lui Dumnezeu. Templul lui este casa ta, casa ta trebuie să fie o biserică, un templu lui Dumnezeu. De aceea Biblia spune, salut biserica din casa ta. Templul lui suntem biserica locală. Dumnezeu este interesat în biserica locală. Și templul lui este biserica universală în momentul acesta. Și Domnul este interesat în acest templu. Este interesat unde locuiește el. Fiind sfânt, este interesat ca templul în care locuiește, trupul în care locuiește, familia în care locuiește, biserica în care te închini să fie un loc sfânt. Și Domnul Dumnezeu este interesat, frați și surori, în cel puțin trei aspecte distincte. În primul rând, Domnul este interesat în templu ca un întreg. Uitați ce spune aici, partea a doua versetului 1. Scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu. Dumnezeu este interesat în templul său ca un întreg. Este interesat Dumnezeu ca, de exemplu, tu cu familia ta să lucrezi în unitate. Cu copiii tăi, cu soția ta, cu soțul tău. Este interesat Dumnezeu în întregul casei tale. Este interesat Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, în întregul bisericii locale, în biserica Emanuel, ca un întreg. De aceea, pentru că Domnul este interesat personal, trebuie să-ți pui această întrebare. Lucrez eu la unitatea acestei biserici? Lucrez eu la promovarea lucrării lui Dumnezeu în această biserică? Pentru că Domnul măsoară. Și standardul după care măsoară Dumnezeu nu este standard omenesc. Standardul lui este dreptate, este corectitudine, este adevăr. Și când Domnul ne măsoară, să știți că ne măsoară gândul, ne măsoară atitudinea, ne măsoară ce gândim înăuntru și ne măsoară ce facem afară. Te măsoară ce faci în casă și te măsoară ce faci în afara casei. Domnul este interesat în templul său, în templul lui ca un întreg. Și Domnul nu are nici de cum plăcere într-o biserică divizată, într-un templu divizat, într-o familie divizată. Nu are nici de cum plăcere în tine sau în mine, care ești templul lui Dumnezeu, suntem templul lui Dumnezeu și suntem divizați cu mintea și cu inima. Așa cum zicea Ilie către contemporanii săi, până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Pentru că nu putem să fim și în discotecă și în casa lui Dumnezeu.
Nu poți pune mâna și pe paharul celui rău și pe paharul Domnului. Nu poți să vii și să te închini și să ridici mâinile și să lauzi pe Dumnezeu și după aceea când ne întâlnim împreună, întrebările cele mai multe pe care le pui și m-au zis și dumneavoastră cei de pe internet, că mi le-a spus deseori, este voie să dansăm. Le-am spus la o întâlnire, dansul despre care vorbește Biblia nu este dansul pe care îl face lumea. Nicăieri nu găsiți în Biblie dans senzual. Bine atunci, frate Gog, măcar eu cu soția în casa mea. Ok, învârte-te acolo până amețești de cap de acasă. Adică, când ai întrebări numai de felul acesta, dă-mi voie să spun, mintea ta s-a dus departe. Nu poți să ai o minte împărțită. Dumnezeu este interesat în templul său ca un întreg. Și templul lui sunt eu, ești tu. Este casa mea și este casa ta, este biserica Emanuel. Și este biserica locală unde tu te închini. În al doilea rând, Dumnezeu a spus, scoală-te și măsoară altarul. Este interesat în rugăciunile care îndreptăm către Dumnezeu și în sacrificiul care îl facem pentru Dumnezeu. Pentru că la altar se aduceau jertfele. Știți bine lucrul acesta. Jertfele. Putem să facem foarte multe lucruri. Întrebarea este, putem face mai mult? Se poate face mai mult. Fiecare putem face mai mult. Pot să mă rog mai mult? Pot să studiez cuvântul Domnului mai mult, pot să comunic mai mult, pot să dăruiesc mai mult, pot să primesc mai mulți oaspe, toate le pot face mai mult, toate. Problema este cât de dispus sunt să mă sacrific. Nu este comod să te sacrifici, pentru că înseamnă să-ți iei crucea în fiecare zi și să-ți răstignești firea pământească. Înseamnă să îl lași pe Dumnezeu să se interfereze cu timpul tău. Îmi trebuie să-L lași pe Dumnezeu să se interfereze cu pâinea ta, cu grătarul tău. Am avut alte planuri astăzi. Dumnezeu mi-a întors planurile peste cap. De Valentine. Probabil că și dumneavoastră ați avut alte planuri. Așa lucrează Dumnezeu. Nu este deloc, repet, nu este confortabil. Să nu crede cineva că mie îmi place toate lucrurile să le fac câte le cere Biblia. Nu-mi plac. Nu-mi plac. Vă spun că nu-mi plac. Dar le fac pentru că știu că-s bune. Și trebuie să-mi poruncesc firii mele pământești și eului meu să asculte de Dumnezeu, nu de firea mea pământească. Asta înseamnă să-ți iei crucea în fiecare zi, asta înseamnă să-ți răstignești firea pământească în fiecare zi. Domnul este interesat în altarul tău personal, în altarul familiei tale, în altarul bisericii ca un întreg. Și ne stă în față, cel puțin la cei, o posibilitate să avem o binecuvântare mare. Încă nu este a noastră, dar prin credință poate să fie a noastră. Amin? Asta trebuie sacrificiu. Asta trebuie sacrificiu, presupune sacrificiu. Sacrificiu în toate domeniile, frate, dar în toate domeniile. Și dumneavoastră știți ce înseamnă toate domeniile. Toate domeniile înseamnă toate domeniile. Yes. De aceea, gândește-te că Domnul te măsoară. Domnul mă măsoară. Măsoară, din nou, intenția cu care vorbesc, intenția cu care predic, intenția cu care mă sacrific. Pentru că dacă am făcut un lucru numai ca să mă umflu în pene că am făcut un lucru sau am făcut o donație numai ca să arăt, cum spunea Domnul despre farisei, despre cărturari, aruncau și așteptau întâi să se uite lumea către locul acela să vadă câți bani sună, când pentru noi nu erau de hârtie, erau bani de metal, sau de cât de bine sună. Nu. Dumnezeu se uită la inima cu care faci lucrul pe care îl faci. Dăruirea cu care fac lucrul pe care îl fac. Domnul este interesat în templul său, în primul rând, în templu ca unitate. Măsoară templu. Este interesat în altar. Măsoară altarul. Și apoi, în al treilea rând, Dumnezeu este interesat în închinătorul din templu. Pe cei ce se închină în el, este ultimul aspect. Adică, Dumnezeu are obiceiul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu să se uite numai la general.
Nu să se uite numai la general. Dumnezeu are un obicei bun să se uite individual. Să se uite individual și pe cei ce se închină. Și mă ia pe mine în primire și te ia pe tine în primire. Și bine face că mă ia în primire. Pentru că dacă nu m-ar lua în primire Dumnezeu, aș lua o raznă. Vă spun eu că aș lua o raznă, pentru că așa îmi spune firea. Dar așa dumneavoastră spune la fel. Așa dumneavoastră spune la fel. De ce spunea autorul Psalmului 119, versetul 67 și 71? Până ce am fost smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Adică, până nu ți-ai pus nuiaua pe mine, umblam cum nu trebuia. M-ai smerit bine, acum m-ai pus la punct. Și acum văd cum îndoi ochii, mi s-o dezlega limba, nu mă mai dor picioarele, nu mă mai dor mâinile. Ușa de la casă e deschisă, la casa Domnului vin cu bucurie. Versetul 71, este spre binele meu că m-ai smerit, ca să păzesc cuvântul tău și să trăiesc legea ta. Dumnezeu se uită individual. Te măsoară individual. În această seară vreau să te provoc. Pentru că Domnul se uită la tine și se uită la mine. Cam ce crezi că vede Domnul în tine? Eu n-am abilitatea, că nu mi-a dat-o Dumnezeu, să citesc ce gândești, la ce meditezi, ce planuri ai. Și mulțumesc Domnului că nu mi-a dat această abilitate. Pentru că atunci n-aș mai fi păstor. Dar Domnul are această abilitate. El o are. Și de aceea se uită la mine și se uită la tine. Se uită la fiecare dintre noi. Dacă este cineva interesat în mine, este Domnul, mai mult decât familia mea. Pentru că Domnul îmi vrea eternitatea, nu că familia nu îmi vrea eternitatea. Dar Domnul vede toate lucrurile despre mine. Toate. Dacă este cineva care este interesat în tine, este Domnul. Și dacă ți-a adus aminte și ți-a zis, ai de grijă, ai de grijă, că te paște mândria, te paște curvia, te paște beția, te paște obrăznicia, te paște dezbinarea, te paște bârfa, te paște neascultarea, ai grijă. Nu ți-a spus-o ca să te jignească sau să mă jignească, să mă ofenseze. Mi-a spus-o să-mi aduc aminte că sunt carne și oase. Și dacă nu cooperez cu Duhul Sfânt ca să-mi țin în frâu trupul acesta, cum zice Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Pentru că mă tem că nu cumva, după ce am vestit altora, cum să fie să mă trezesc eu însumi lepădat. Să-i mulțumim Domnului că se ocupă de noi. Și mulțumește dacă s-a ocupat de tine și printr-un vis de noapte, ori printr-un profet, ori printr-un cuvânt, ori printr-o predică, ori printr-un accident, ori nu știu în care mijloc Dumnezeu a găsit cu care să îți trezească conștiința și ți-a vorbit. Mulțumește-Lui Dumnezeu că ți-a vorbit. Spune și tu, ca și autorul acesta, este spre binele meu că m-ai smerit, căci acum păzesc cuvântul tău, umblu după legea ta. Ascult și îmi face plăcere. Mă bucur acum când mi se zice, haidem la casa Domnului. Până acum ziceam, iară? Iară? Acum abia aștept să mă duc. Abia aștept să mă rog. Abia aștept să fac ceva pentru Dumnezeu. Abia aștept să mă sacrific. Abia aștept să însuflec mâinile și să mă apuc de lucru aici, nu? Fratele Jiga nu vrea să treacă dincolo până nu vede templul ăsta. Amin. Așa este. Interesat în templul său. Domnul este interesat. Și repet, pentru ca să se imprime în conștiința ta și în inima ta, în conștiința mea și în inima mea, în primul rând, în predic mie și casei mele, apoi ție, Domnul este interesat în templu ca un întreg. Scolă-te și măsoară templul lui Dumnezeu, nu o parte din el. Pe mine ca templu, casa mea ca templu, biserica locală, în cazul nostru Emanuel, ca templu.
scolă-te și măsoară altarul, pentru că Domnul este interesat în jertfă, în capacitatea de jertfă. Putem mai mult, frați și surori, și tu poți mai mult. Chiar dacă este criză, se poate mai mult în orice, că nu numai bani înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, cum cred unii. Lucrarea lui Dumnezeu însemnează toate lucrurile. Vreau să vă spun, am o mare bucurie și am o mare mângâiere când frași și surori din biserică, tineri sau tinere, bătrâni, vin și îmi spun, mă rog Domnului pentru tine, frate Goc. Este o mare mângâiere pentru mine. Pentru că știu că am un suport care mă ține. Domnul este suportul, dar pentru că vine prin slujitorii lui din biserică, aceasta este o mângâiere pentru mine, pe lângă suportul fără egal al familiei. Scolă-te și măsoară pe închinători, pentru că Domnul măsoară pe fiecare. Și pentru că Domnul este interesat în templul lui, își vrea să nu ne speriem, ci să ne facem o socoteală și să-i spunem Domnului, Doamne, pentru că mă măsori, știu că am posibilitatea să pot să vin dreptul meu și să zici numărat, cântărit și împărțit, pentru că m-ai găsit ușor în cântarul tău. Dar tu mi-ai păstrat viața, Doamne. Și pentru că mi-ai păstrat viața, te rog, vino și mă măsoară a doua oară. Și când mă vei măsura a doua oară, vei vedea că altarul meu este dres, templul meu este dres și euul meu este răstignit. Și atunci Domnul te va binecuvânta. Atunci Domnul te va face să crești. Atunci Domnul ne va da binecuvântarea pe care o dorește sufletul nostru în toate domeniile, Fie acest cuvânt, un cuvânt care să ne trezească pe fiecare și care să ne ducă pe fiecare dintre noi și biserica ca un întreg la o apropiere reală de Dumnezeu, în vederea rămânerii în mâna Lui un instrument binecuvântat pentru răspândirea Evangheliei Împărăției Lui până la marginile pământului. Amen.